La Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost vernisată o expoziție de arte plastice organizată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Severin. Pe simezi au fost așezate lucrări de excepție care reprezintă orașul. În contextul sărbătoririi zilelor Severinului, Muzeul Regiunii Porților de Fier a găzduit vernisarea expoziției de arte plastice dedicată orașului nostru. Peste 30 de membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Mehedinți, au expus lucrări pline de viață și culoare la pavilionul muzeului. E o inițiativă care se întâmplă an de an. În ultimii, să zic, 20 de ani, artiștii plastici din turnul Severin expun lucrări cu tematică legată de zilele Severinului, legată de Sfântul Gheorghe, cum spuneam și mai devreme, patronul spiritual al orașului nostru. Noi am expus în fiecare an expozițiile noastre făcând parte din programul zilelor Severinului și de data asta am ținut să expunem și să ne manifestăm. La vernisarea expoziției au participat și elevii Liceului de Arte Ioan Ștefan Paulian. Ți-a plăcut expoziția pe care ai vizitat-o azi? Da, mi-a plăcut foarte mult, deoarece culorile sunt foarte vii și, din punctul meu de vedere, sunt făcute foarte, cum să spun, din imaginație, o imaginație foarte bogată. Ce ți-a plăcut cel mai mult din expoziție? Mi-au plăcut toate tablourile, toate au ceva diferit și surprind în moduri extraordinare, însă, deși e foarte greu, dacă ar fi să aleg preferatul meu, a fost acela, primul, pictat de domnul Cepeș, deoarece mi se pare că reprezintă foarte frumos orașul nostru. În această perioadă, când sărbătorim zilele orașului Drobeta Turnul Severin, am organizat o expoziție de artă contemporană a plasticienilor mehedințeni și așteptăm atât severinenii cât și cei care vor veni în această perioadă în oraș să viziteze Muzeul Regiunii Porților de Fier, mai ales că prin acest eveniment, prin această expoziție, ne-am alăturat și noi acestor evenimente. Lucrările vor rămâne pe simeze până pe 23 aprilie, atunci când se încheie zilele Severinului.